Klaus Iohannis a semnat, DNA-l poate urmări penal pe fostul ministru al finanțelor. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis marii, 24 aprilie ce, ministrului Justiției cererea de urmărire penală a domnului Veledescu Sebastian Teodor Gheorghe, în calitate de fost ministru al finanțelor publice în perioada august 2005-aprilie 2007, respectiv decembrie 2009-septembrie 2010, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal numărul 89/P/2017 al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaiei Justiție Direcția Naională Anticorupție, Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, pentru săvârirea a două infracțiuni de luare de mit, prev. De articolul 289 alin. 1. Cod penal RAP. La articolul 6 i articolul 7 alin. 1. Lit. A. Din legea numărul 78/2000, cu aplicarea articolul 5 cod penal și articolul 38 alin. 1. Cod penal, urmând a se proceda conform legii, având în vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaiei Justiție, în temeiul dispozițiilor articolul 109 alin. 2. Din Constituția României, republicat, ale legii numărul 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicat, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare și decizia Curii Constituționale numărul 270/2008. Totodată, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaiei Justiție a fost întinat cu privire la formularea acestei cereri.